Și crescătorii de animale din România de o bună bucată de vreme nu mai au cu cine să muncească în exploatațiile agricole. Aproape în fiecare zi, fermierii din zona Maramureșului dau sfoară în țară pentru a găsi personal. Președintele Asociației Județene a Crescătorilor de Ovine și Caprine Maramureșul consideră că o soluție ar fi angajarea personalului cu statut de refugiat aflat în zonă. Pe de altă parte, România este doar un popas pentru emigranți. Ei vor să ajungă în Occident. Sunt mici probleme din cauza valorificării mieilor. Sunt mici probleme în valorificarea, nu discutăm de lână, că ai zero, aia nici nu punem în problemă, oilor reforme. Ceea ce înseamnă o greutate în plus pentru fermieri, dar având în vedere că zona se pretează la așa ceva, încă fermierii și s-au întinerit foarte mult, de 10 ani încoace s-au întinerit foarte mult. Și-au crescut efectivele de la, în comunitate la noi, de la 4.000, am ajuns la 6.500. Deci e un efectiv bun și fermierii, singura problemă iar este cu personal. Foarte mulți nu au posibilitate să exploateze oaia la maxim, deci să și mulgă oile vara. Și aici... Spre oaia de carne? Spre oaia, nu neapărat spre oaia de carne, dar miei rămân la oi și atunci n-are nevoie de personal care să mulgă oile. Deși avem în zonă, avem refugiații, dar nu vreau să muncească.